În această lume dezorientată și suferindă, cu greu mai găsim explicări și rezolvări. Este vremea să alegem între înțelepciunea lumii și nebunia credinței, între isterie, panică și frica celor fără de Dumnezeu. La moștenirea îngrozitoare a păcatului strămoșesc se adaugă și nenumăratele ispite cu care avem de-a face în aceste vremuri. Puține și înguste sunt căile prin care omul devine duhovnicește și sufletește sănătos. Binecuvântat fiind neamul nostru, nu ne lipsesc căile de a ne îndrepta, fiecare după măsura noastră. O mare parte din dezorientarea noastră izvorăște din pseudo-iluminarea pusului care nu privește către Dumnezeu și de aceea și învățătura ateie nu poate să vindece pe cei care suferă sufletește, căci toți sunt oameni. Persoana care nu crede în Dumnezeu și în viața veșnică viitoare, scrie fericitul părinte Paisie, își osândește veșnic sufletul său și rămâne nemângâiată în această viață. Pentru omul contemporan, tot mai agitat și pentru viața sa tot mai zbuciumată, rugăciunea este asemenea unui colac de salvare, este catargul pe care se urcă în încercarea sa disperată de a-și salva viața. Nu întâmplător, sfinții părinți au comparat viața cu o călătorie pe o mare tot mai frământată, cu valuri tot mai înalte și mai periculoase. Omul lipsit de rugăciune este asemenea unui naufragiat aruncat peste bord de un val înspăimântător în plină furtună și care, în disperarea sa, în lupta sa între viață și moarte, încearcă să se agațe de ceva în timp ce marea, tot mai tumultoasă, caută să-l scufunde în hăurile ei. În încercarea sa și în întunericul nopții, naufragiatul prinde în brațele sale un lucru ale cărui aspect și formă nu le poate distinge în dramatismul acelor momente, și se agață disperat, strângând la piept cu ultimele sale puteri acel ceva. Pentru că țărâmul nu este prea departe, valurile îl duc plutind spre mal. Într-un târziu, când, slăit de puterile sale, se trezește, se descoperă ținând încă cu disperare la pieptul său lucrul care l-a salvat. Deschizându-și ochii, îi vede conturul și îi distinge forma, și realizează că, de fapt, era un colac ce căzuse odată cu el în mare, iar pe el îi poate citi acum clar numele și anume rugăciune. Tragedia omului contemporan constă în faptul că el mereu se grăbește dar se grăbește în van, fără vreun folos. Se plânge din lipsa de timp pentru rugăciune, dar la sfârșitul zilei graba nebunească nu a rodit ceva bun. Cu energia sa, omul răstoarnă munți, Zidește și dărâmă orașe întregi în termene foarte scurte, dar dacă vom analiza minuțios energia lui și vom mărdi consecințele folosirii ei, vom constata că ea nu înmulțește binele în lume. Iar ceea ce nu înmulțește binele este neroditor. Chiar și stârpirea răului este inutilă dacă această epurare nu reprezintă o manifestare a binelui și nu aduce roadele bunătății. Ritmul de viață al oamenilor a devenit foarte grăbit și ajunge să fie tot mai alert. Toți aleargă, tuturor le este teamă că întârzie undeva, că nu mai prind pe cineva, că vor rata ceva, că nu vor face altceva mașinăriile se deplasează prin aer, prin apă și pe pământ, dar nu aduc fericire umanității, ci, din potrivă, distrug starea bună a lucrurilor care au mai rămas pe pământ. Trăim în epoca în care cunoașterea este desacralizată, iar harul este nesocotit. Am devenit înapoiați mental, cunoașterea rațională sporește, iar inimile au slăbit din lipsa harului divinesc am dat valoare cunoașterii raționale care nu ne poate salva de la niciun tsunami duhovnicesc sau natural și n-am căutat harul care ne păzește de orice fel de nenorocire. Însă, unde aflăm harul în vremurile noastre comode? Harul iubește truda jertfei, pe când epoca noastră iubește confortul. Astăzi nu mai avem prilejuri de a ne truti, pe toate le dobândim ușor și astfel lipsesc condițiile de dobândire a Harului Dumnezeiesc, Har care a fost dobândit de Sfinții Părinți prin mare stânel. Voința și inteligența nu sunt de ajuns ca să învingem frica. Numai credința și dragostea o pot învinge. O omul avea mai puține dependențe, era mai liber și de aceea mai puternic. Aceste dependențe îl înnăbușă pe om. Cunoștințele lumii nu te pot face văzător cu Duhul, te vei zdrobi în uraganele vieții. E nevoie de iluminarea inimii pentru a scăpa înțelepciune și Duh profetic. Însă acestea vin în inimile sănătoase și îndumnezeite. Dacă Duhul se stinge, toată cunoașterea lumii nu numai că nu este folositoare, ci poate chiar să distrugă, să urbească să ducă la o altă Hiroshima să te facă să-l răstignești pe cel drept. Înțelegând Părintele Paisie că înțelepciunea lumească este deșertăciune, ne spune Dacă nu existau cărțile de psihologie, am fi avut mai puține sinucideri, pentru că mulți dintre cei care le citesc se osândesc pe ei înșiși, în timp ce Harul lui Dumnezeu alungă și neputințele moștenite și răspândește și bucuria. Mulți vorbesc astăzi de toleranță, de iubire, de acceptare, de deschidere, de diversitate, însă toate acestea sunt false, ipocrite, fariseice, pentru că sunt folosite doar pentru a hrăni iubirea de sine a omului postmodern și pentru a ponegri creștinul. Mulți oameni sensibili ale vremurilor noastre se închid în ei înșiși și, și dacă nu aiurează sau melancolizează, monologează meditativ pentru o atât de violentă schimbare a vremurilor. O stare fără ieșire domină discuțiile din zilele noastre. Orașul a devenit întunecat și neprimitor. Satele sunt considerate foarte mici și fără bucurie. Mediul înconjurător a devenit zgomotos, poluat, tulburat oamenii individualiști, capricioși, nervoși, superficiali și grăbiți. Omul contemporan este egocentric prin excelență, este autoidolatru, este omul cu totul opus creștinismului, fiindcă cultivă această autodivinizare. Creștinul este cristocentric, este hristofor, purtător de Hristos, iar omul postmodern este egocentric. Creștinul este slujitor, iar omul postmodern nu se vrea slujitor, se vrea stăpân, se vrea tiran. De cele mai multe ori, din lipsa iubirii ne trăim propriul nostru iad. Din nefericire, constatăm că trăim această stare de iad de bună voie încă din această viață. Atunci când lăsăm ura și dezbinarea să ne domine, când nu mai vrem să vedem la față pe aproapele nostru, când nu mai vrem nici măcar să auzim de el sau să-l pomenim, ne spune Sfântul Apostol Ioan în epistola sa întâi sobornicească că cine zice că este lumină și pe fratele său îl urăște, acela este în întuneric până acum. În același timp și noi, creștinii, nu mai știm să ascultăm, nu mai știm să facem ascultare, nu mai știm să ascultăm pe fratele nostru, așa cum asculți pe cineva care vrea să-și deșerte sacul de poveri și de dureri în poala cuiva. Nu mai știm să ascultăm durerile din jur, nu mai știm să luăm o pauză de la zarva lumii acesteia, de la gălăgia neîncetată, și să căutăm liniștea. Nu mai auzim răspunsurile iubirii, ne-am autizat duhovnicește, am devenit prea complicați, prea încurcați în raționamente inutile, cât de simple și directe erau învățămintele de ordinoare ale bătrânilor noștri, cum vedem și în Pateric. Cuvinte pline și pilde directe, puternice, simple, însă profunde. În Paterigne se spune că ceea ce este al lui Trebuie fiecare să simtă și să pătimească împreună cu el toate, să se bucură împreună cu el și să plângă împreună cu el. Și așa să se afle ca și cum ar fi purtat trupul aceluia, precum este scris, un trup suntem într-o Hristos. Tot în Pateric este o pildă frumoasă despre un frate care căzuse într-un păcat mare. Fratele cu care era în chilie însă l-a salvat din deznădejde, chemându-l la pocăință și spunându-i că vor împărți între ei sarcinea grea a păcatului. Pentru jumătate se va pocăi fratele, iar pentru cealaltă jumătate fratele care nu căzuse în păcat. Să lucrăm, dar, la dragostea dintre noi este singura cale prin care vom putea asculta cum ne vorbește și cum ne răspunde Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne spune, până când vom lucra pentru trup? Și iarăși spune, Duhul să nu stingeți, prorociile să nu le disprețuiți. Însuși Domnul ne atrage atenția să avem grijă de inima noastră mai mult decât orice. Luați seama la voi înșivă să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții. Dacă inimile noastre se îngreuiază, ce să facem cu toate palatele de pe pământ? Dispare bucuria, dispar și clipele frumoase ale vieții și atunci cu dreptate ne plângem, cu amar mâncăm pâinea noastră. Scriind odată despre înțelepciunea pământească și cerească, Apostolul Iacov spune într-o epistolă Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească trupească, demonică. Deci, unde este pismă, zavistie, acolo este neurânduială și orice lucru rău. Iar înțelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi pașnică, pilduitoare, ascultătoare, blină de milă și de roade bune, neîndoielnică și nefățarnică. Dă sânge și primește duh. Asta înseamnă că trebuie să ne omorâm toate poftele păcătoase ale trupului și ale sângelui, toate acele mișcări ale minții și ale inimii care depind de trup și de sânge. Trebuie să ne aducem și trupul, și mintea, și inima sub cârmuirea Duhului. Sângele și nervii sunt pus și în mișcare de multe patimi, și de mânie, și de iubirea de arginți, și de iubirea de plăceri, și de slava de șartă. Aceste două din urmă aprind foarte tare sângele în nevoitorii care nu se nevoiesc după lege, făcând din ei fanatici ușiți din minți. Slava de șartă năzuiește înainte de vreme spre sfaturi duhovnicești de care omul, în necurăția sa, nu este în stare, neavând adevărul. Acesta își alcătuiește sieși închipuit. Iubirea de plăceri, unindu-și lucrarea cu cea a slavei de șarte, dă naștere în inimă unor mângâieri, desfătări și extaze amăgitoare și mincinoase. O asemenea stare este o amăgire de sine.